Astra Giurgiu a avut un parcurs bun în Cupa României și după victoria cu ACS Berceni a promovat în optimile cupei. Astfel, în urma tragerii la sorți, Astra Giurgiu va întâlni pe 29 octombrie formația Gazmetan, meci ce se va disputa în deplasare la Mediaș cu începere de la ora 20:30. Iată însă și programul celorlalte partide din cadrul optimilor de finală ale Cupei României, anunțat de Federația Română de Fotbal. Ripensia Timișoara, Pandurii Târgu Jiu, marți 29 octombrie. FC Vaslui, FC Botoșani, 29 octombrie. Pe 30 octombrie se vor disputa partidele dintre Steaua București, ACS Poli Timișoara și FC Brașov, Viitorul Constanța. Pe 31 octombrie, Dinamo București, Chindia Târgoviște, Rapid București și Petrolul Ploiești. Și tot pe 31 octombrie, Oțelul Galați va întâlni Corona Brașov. Într-un istoric al întâlnirilor directe dintre Astra și Gazmetan Mediaș, potrivit unei statistici realizate din 2000 și până în prezent, cele două formații s-au întâlnit de 10 ori. Astra a învins de 3 ori, Gazmetan de 2, iar 5 partide s-au încheiat cu scorul de 0-0.